Doamna Maria Iliescu, suntem în expoziția dumneavoastră de la Galeria de Artă Orizont, spațiu pe care îl împărțiți cu sculptorul Doru Drăgușin. Dumneavoastră expuneți pictură. Doru Drăgușin vine cu sculptură în marmură și lemn. Ați denumit expoziția Lumină, Spațiu, Timp, un titlu așadar simbolic. Nu întâmplător am numit acest demers al meu Lumină, spațiu, timp, pentru că de fapt este căutarea mea de N ani pe care am încercat să o găsesc în N variante și în N interpretări și, în primul rând, lumina care m-a fascinat, transfigura spațiul, formele, uneori le dematerializa sau le dădea contururi accentuate. Această lumină pe care eu am căutat-o de-a lungul vieții mele cu ardoare chiar și am încercat să o găsesc în diferite momente ale vieții, în diferite momente ale zilei, dar și în diferite momente ale trăirilor mele. În ambianța creată de picturile Mariei Iliescu, ne întâlnim cu sculpturile dumneavoastră Doru Drăgușin în marmură și în lemn, un alt tip de luminozitate care se lasă purtată pe formele rotunde care caracterizează, să spunem, în mare lucrările dumneavoastră. Ați spus foarte bine luminozitate, rotunde, da. E adevărat că forma rotundă este o formă a blândeței, a echilibrului, a stabilității, dar este inevitabilă și muchia, spațiul golul și obsesia mea de a trafura și a traversa marmura. Bucuria era de a mări suprafața de contact a ochiului nostru cu spațiul de expresie al materialului.